doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul Ronavii noastre cu destinație București-Otopeni. Vă rog să respectați numărul de Masterclass Școala Pacienților. Pe mulți dintre dumneavoastră îi cunosc de mulți ani, sunt și persoane care vin pentru prima dată la evenimentul nostru și ne bucurăm foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc în mod special doamnei președinte Adriana Cotel pentru că ne-a sprijinit foarte mult în organizarea acestui eveniment și aș vrea să o invit să deschid oficial la 5-a ediție a Masterclass. Bună dimineața! Permiteți-mi ca numele meu personal, cât și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, să vă urez. Bine ați venit! Nu este prima dată când ne întâlnim. Este o tradiție, aș vrea să o numesc așa și aș vrea să rămână în viitor în forma aceasta. Țin foarte mult la întâlnirile cu asociațiile de pacienți și așa cum probabil ați aflat, încă din perioada în care dețineam mandatul. Bună dimineața tuturor! Mă onorează prezența în rândul dumneavoastră, pentru că eu consider că este un mod extrem de eficient de a ne informa și de a obține feedback-ul la acele acțiuni care le luăm împreună cu celelalte instituții. Și din când în când avem nevoie și noi de un răspuns să vedem care este efectul modificărilor care le-am adoptat. Rolul nostru acum este de a reglementa și, din păcate, datorită trecerii timpului și neluării deciziilor atunci când se impuneau, la ora actuală este o sumedenie de o listă lungă de modificări care se impun a fi luate. Și atunci eu aș prefera ca să nu vă spun cu ce ne ocupăm noi la nivel legislativ, ci mai degrabă cu ce ne preocupăm noi zi de zi și care sunt stadiile. Și aș începe, în primul rând, cu adoptarea bugetului. Trebuie să vă spun că dacă am fi rămas la prima variantă a bugetului, adică execuția bugetară de anul trecut, care prevedea vreo, în primele trei luni s-au achitat niște datorii acumulate în anii precedenți, programele majore, programele prioritare de sănătate au avut un deficit de vreo 40%, s-au mutat bani din decembrie, martie și s-au făcut tot felul de artificii și, până la urmă, o serie de angajamente care au fost făcute, n-au fost onorate în cursul anului trecut, foarte probabil că am fi ajuns într-o situație destul de disperată în tot sistemul sanitar. Și în urma analizelor, chiar și anumitor studii, până la urmă s-a ajuns la această situație, care însemnând majorarea este mai mare decât bugetul sănătății din urmă cu 15 ani.
Deci această majorare a luat în considerare onorarea tuturor angajamentelor care au fost făcute în anii precedenți și aceste sume se regăsesc în bugetul adoptat și mă bucură că în sfârșit de martie avem un buget. Și, dar în același timp nu vă ascund faptul că îmi pare rău că doar în martie avem buget și, mă rog, ne cerem scuze în fața celor care așteaptă la cozile de introducere în programele naționale sau motivul pentru care instituțiile din subordine sau cele care derulează programele de sănătate nu au putut să-și facă achiziții. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva și mă refer la faptul că poate fi inclus acel copil care a trecut prin două come spitalizate, come hipoglicemice spitalizate, numai după aceea poate intra în program. Nu cred că trebuie să ajungă cineva în coma. Și atunci, haideți să încercăm să stabilim niște criterii sau atunci când se impun să avem tăria sau posibilitatea de a modifica chiar din prima clipă. Prin care am solicitat următoarele. Copiii aceștia nu beneficiază de teste suficiente pentru monitorizarea glicemiei. Deci poți să ai insulina cea mai bună din lume dacă nu îți monitorizezi glicemia. Nu poți să obții un profil glicemic fără aceste teste de monitorizare a glicemiei. Acum, o altă problemă foarte sensibilă și pare minoră, dar extrem de importantă, acele ace, și o să vă dăruiesc din partea copiilor câteva ace, să vedeți ce înseamnă un ac de 5 mm sau 8, cu care se injectează de 100 de ori. Imaginați-vă cum arată un ac și cum pătrunde insulina în organismul lor. Deci nu s-a găsit niciodată posibilitatea de contării acestor ace, așa cum primim testele, cum primim celelalte materiale, să primim și aceste ace. Se acordă un ac la un cartuș de insulină. Deci vă rog să luați în calcul. Este puțin, cum să zic, jenant să venim cu această problemă care trebuia de mult rezolvată și nu de către noi, cei care răspunde programele naționale, cred că ar trebui să ia act de această problemă. Apoi, vreau să vă spun că glucagonul n-a ajuns la pacienți. Cred că cunoașteți problema, s-au achiziționat anul trecut 2000 de fiole, sunt în depozitul Unifarm. Vor expira, dar pacienții nu vor beneficia de acestea. Sunăm spitalele, sunăm Unifarmul, nimeni nu le preia. Cred că nu se cunosc normele, nu știe lumea cum să le deconteze. În spitale lumea spune că nici acum nu știe cum se decontează, cum să dea pacienților. Având în vedere că nu există medici pediatri care tratează copiii cu diabet, nu are cine să le prescrie. Deci, paradox peste paradox. Și Unifarmul stă cu ele. Au ajuns în câteva spitale, acolo unde pacienții au sunat la nesfârșit sau medicii au fost interesați. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Dacă programul național de diabet, prin care anul trecut s-a decis alocarea unor sume pentru achiziționarea senzorilor de glicemie și pompelor de insulină, dacă s-au alocat din partea Casei Naționale, de ce nu a ajuns acest senzor la pacienți? Încă din centre desemnate nu au făcut achiziție, nu se face licitație. Și întrebarea era, dacă s-au alocat banii, unde sunt aceste aparate și anul acesta, dacă aveți în vedere un număr de și cum putem și noi urmări aceste lucruri, ori pe cine întrebăm, nu ni se răspunde. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos, doamna Cristina Maria Petrut. Vă rog. Bună ziua! Mulțumesc în primul rând, vă salut cu mult respect și mulțumim pentru faptul că sunteți aici pentru a ne asculta problemele. Eu reprezint Federația Asociațiilor Diabeticilor din România și nu aș vrea să repet ceea ce a spus Rodica, pentru că sunt niște probleme cu care ne dezbatem în fiecare zi și încercăm să le rezolvăm cu sprijinul dumneavoastră. Aș vrea însă să vă mai atrag atenția cu privire la încă câteva probleme. În primul rând este acea hemoglobină glicozilată, care în mod normal ar trebui făcută odată la 3 luni. Singura problemă este însă că în fiecare an
banii destinați hemoglobinei glicate se întorc la casă, pentru că încă nu s-a reușit o înțelegere între laboratoare și casă pentru decontarea unei sume corecte din punct de vedere al lor, probabil. Și asta analiză foarte importantă și mulți nu și-o permit, din păcate. De asemenea, aș vrea să trag atenția puțin și asupra diabetului zaharat de tip 2, deoarece noi încercăm să reprezentăm persoanele cu ambele tipuri de diabet și problema este că ei nu au suficiente teste de monitorizare, pentru că, așa cum a spus și Rodica, monitorizarea glicemilor este extraordinar de importantă, pentru că așa putem preveni complicațiile. Dacă ne uităm la tipul 2 de diabet, de multe ori când sunt diagnosticați oamenii cu diabet de tip 2, au deja un set de complicații, ceea ce înseamnă că monitorizarea trebuie să fie la fel de importantă. Ori cei care sunt insulinotratați, indiferent dacă sunt cu o doză 2, 3, 5, au 100 de teste la 3 luni, iar cei care sunt tratați cu ADO, absolut niciun test. Și ar fi recomandat, bineînțeles, să se monitorizeze. Și un alt pilon al managementului diabetului este educația. Îndeosebi în tipul 2 de diabet, dar și în tipul 1 cu precădere, este foarte importantă educația. Ori, din păcate, noi nu avem o persoană avizată, nu avem un educator care să poată să facă această educație. Motiv pentru care cresc riscurile, cresc complicațiile și avem un impact extraordinar de semnificativ asupra calității vieții persoanei cu diabet, fie ea de tipul 1 sau de tipul 2. Atât aș avea deocamdată de adăugat. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă rog să propunem, să enunțăm probleme și soluții la care Casa Națională și ANM-ul și comisiile din Parlament ar putea rezolva ceva. Da? Vă mulțumesc! Tot la diabet, dacă aveți ceva, o pacientă tânără, un blogger tânăr și activ pe zona de diabet, dacă mai aveți completări, vă rog. Bună ziua, Ines Mirina mă numesc, reprezint pacienții cu diabet zaharat de tip 1 într-un mod ceva mai inedit pentru că sunt social media influencer. Și dacă aș vrea să vă transmit ceva, mesajul acela ar fi să fiți deschiși la aceste forme noi de comunicare, pentru că eu pot să fiu liantul, iată, eficient între pacienții cu diabet și aceste instituții ale statului pe care pacienții le pun undeva pe un piedestal la care ei cred că nu au acces. Și iată, să vă dau un exemplu ca să vedem unde vreau să ajung. Am postat pe YouTube un video în care povesteam oamenilor cum am obținut pompa de insulină prin programul de sănătate și au venit niște reacții pozitive spunând că vai, dar nu aștept niciodată că am dreptul acesta. Și ca să insist încă o dată, să aveți încredere și să colaborați cu pacienții, iată, care au curaj să scrie în social media ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Cum spuneam mai devreme, cred că este o lipsă mare de informație în sistem. Cred că poate în perioada următoare trebuie să ne ocupăm și de felul în care ajung informațiile la pacienți, și dar și la cadrele medicale. De cum aceștia își desfășoară activitatea și își oferă suportul în tot ceea ce înseamnă act medical de la cap la coadă. Totodată, protejarea intereselor asiguraților și buna gestiune a bugetului casei prin acțiuni de verificare și control în scopul verificării realizării accesului asiguraților la serviciile medicale subordate din bugetul casei. Perioada următoare este un subiect pe care l-am dezbătut, cred, și la ultima întâlnire pe care am avut-o la Agenția Națională, unde vă propuneam la momentul respectiv să fim parteneri într-un proiect pe care Casa va desfășura în perioada următoare, și anume acela de a participa alături de comisiile mixte de control în tot ceea ce înseamnă activități de control la nivelul furnizorilor de servicii de medicale de servicii medicale. Este un proiect pe care îl implementăm, este un proiect la care lucrăm. Există în momentul de față și o echipă la nivelul casei care monitorizează foarte de atent, foarte îndeaproape toate cazurile care apar în social media, cele pe care probabil unele le cunoaștem, altele nu le cunoaștem. Am luat act de informația pe care mi-ați prezentat-o data trecută, și anume că nu toate cazurile din social media sunt cazuri reale. Și poate că este momentul în care acum să lucrăm foarte îndeaproape și să punem cap la cap cazurile care într-adevăr au nevoie de a finanța suplimentar serviciile de medicale.
Aș începe cu bugetul. Bugetul în anul 2019, așa cum spunea și domnul președinte, înregistrează o creștere de 15,916% față de anul 2018. Anul 2018, care a înregistrat un număr de 1.450.000 de bolnavi care au beneficiat de tratamente în cele 14 programe naționale de tratament, cu cele 10 subprograme aferente. Sunt boli cu impact foarte mare, major asupra stării de sănătate a populației, precum diabetul, afecțiunile oncologice, cardiovasculare, bolile rare, dializa, hemofilia, talasemia, scleroza multiplă. Punderea cea mai mare, cred că știți deja această informație, o reprezintă bolnavii cu afecțiuni oncologice și bolnavii cu afecțiuni diabetice. Și anume 15% din bugetul total al Fondului Național de Asigurări de Sănătate. Având în vedere că Programul Național de Oncologie, cât și cel de diabet, au o pondere de aproximativ 50% din bugetul programelor naționale curative, ne-am preocupat de suplimentarea sumelor acestora cu această destinație, astfel încât un număr mult mai mare de pacienți să poată beneficia de tratamente inovative, precum și de servicii de radioterapie și investigații imagistice de tip PET-CT, iar în cadrul programului de diabet Zaharat, un număr mai mare de pacienți insulinodependenți să beneficieze de sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și de sisteme de pompe cu insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei. Am avut chiar și foarte multe discuții la casă cu fiecare reprezentant, fie că a fost din partea asociațiilor pacienților diabetici, fie că a fost reprezentant al solicitanților din piața pieței farma. Cunoașteți sau dacă nu cunoașteți, sunt foarte deschisă la tot ce înseamnă colaborare. Consider că un dialog și un feedback la 360 de grade se poate întoarce doar în beneficiul pacienților și asiguraților. Deci, încă o dată repet, orice problemă care există, consider că se poate rezolva atât timp cât o cunoaștem și știm de existența ei cu toții. Aș face aici o mică paranteză și aș preciza că este poate pentru prima dată când Ministerul, Casa, Agenția Națională a Medicamentelor, Comisia de Sănătate, suntem la aceeași masă în poziția în care ne dorim să găsim toate soluțiile benefice pentru pacienții pe care îi reprezentați. Și chiar mi-aș dori să profitați ca în cele două zile de prezența tuturor specialiștilor din domeniu, fie că sunt de la casă, fie că sunt de la agenție, fie că sunt profesioniști și medici în sistemul medical, să beneficiați de tot suportul și de toate răspunsurile de care aveți nevoie. E posibil să plecăm de aici chiar și cu, eu zic, câteva idei importante și câteva modificări legislative. Doamne ajută, să sperăm că lucrurile o să se întâmple așa și că numărul va fi cât mai mare. Ce s-a întâmplat astăzi și ce este acest masterclass? E bine, acest eveniment a fost organizat în special de revista Politici de Sănătate, împreună cu Novo Nordisk și alți parteneri. Practic își propune evenimentul să pună față în față în dialog asociațiile de pacienți cu autoritățile Casei Naționale de Sănătate, și astfel, prin comunicare deschisă, directă, dialog, iată cum a fost astăzi, să se aducă la cunoștință nevoile, nemulțumirile, întrebările, doleanțele pacienților, reprezentanților tuturor patologiilor care au fost astăzi aici și au exprimat punctul lor de vedere, ce lipsuri sunt în sistem, ce nevoi au și așa mai departe. Eu l-am perceput ca fiind un dialog eficient, zic eu, pentru că ne-au dat răspunsuri destul de
pertinente, unele chiar destul de punctual. A fost prezentă președinta CNAS, care personal mi-a făcut o impresie extrem de bună și se vedea că este în temă cu toate patologiile și cu toate nevoile noastre, ne-a ascultat. Eu am ținut în mod expres să-i explic faptul că casa de asigurări ar trebui să intre în dialog mai eficient cu bloggerii, iată cum sunt eu aici, pentru că uneori pacienții nu-și cunosc drepturile, nu știu cum să acceseze informații, unii nu aderă în astfel de asociații pentru că vor să stea departe de birocrație și pe bună dreptate nu cunosc toate informațiile astea și concluziile la care am ajuns este că mulți pacienți, mulți doctori nu-și cunosc drepturile și beneficiile și chiar dacă Casa de Asigurări și Ministerul de Sănătate își dublează poate bugetul și pompează finanțe, iată, nu ajunge niciodată tratamentul să fie mai eficient pentru că nu se accesează aceste beneficii. Că știu că i-am dat eu exemplu, cred că probabil se și vede deja pe filmare, i-am dat exemplu meu că am postat acel video pe YouTube cu pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să obții gratuit pompa de insulină prin casa de asigurări. De s-a luat atunci în discuție doamna respectivă de mine că, dragă doamne, nimic gratuit pe lumea asta. Cuvântul gratuit reprezenta limbajul comun pe care eu l-am folosit ca să ajung la pacienți și ca să înțeleagă că ei pot obține aceste drepturi, că au aceste beneficii, accesând, iată, programul de sănătate. Și da, sunt... mi-am notat niște cifre pe aici, nu le știu acum, sunt extrem de obosită, dar pare mi se că s-au dublat în ultimii ani fondurile alocate CNAS și Programul Național de Diabet, cel puțin, a făcut progrese reale. Adică e foarte ușor să arăți cu degetul și să spui că ești nemulțumit și să revendici lucruri. Când ți se dau, iată, nu știi să le accesezi. Și da, am... colegiile mele au vorbit de senzori, de pompe, de ace mai multe, pentru că nu avem destule ace, nu avem destule teste. S-au punctat toate lucrurile astea. Dar, în același timp, să nu neglijăm faptul că sunt niște pași care s-au făcut înspre noi, că oricine își dorește un dialog eficient și eu, din această primă întâlnire, nu știu dacă e naivitatea drumului de la început, naivitatea mea că sunt la început de drum, dar am plecat cu o părere destul de bună și zic eu optimistă. Felicitări celor care au organizat evenimentul și mulțumesc tare mult politici de sănătate că m-ați invitat și m-ați pus acolo în primul rând să reprezint pacienții cu diabet într-o manieră mai inedită. Mâine va fi ziua mai activă, cel puțin pentru că se vor pune față în față din nou autoritățile și reprezentanții pacienților și atunci se vor adresa întrebări, se vor adresa punctual nemulțumiri, doleanțe, nevoi și așa mai departe. Va fi și o conferință de presă la care voi lua și eu cuvântul împreună cu ale mele prietene Rodica Molnar și Cristina Petruț, noi trei reprezentantele acestei categorii de pacienți, vom lua cuvântul și vom atinge un anume aspect. Sper să fie bine. Mi-am propus să vorbesc despre ceva. Probabil voi înregistra și veți vedea la momentul respectiv. Dacă ar fi să trag linie și să transmit așa un mesaj pe ziua de azi, sunt extrem de bucuroasă că sunt aici, sunt extrem de motivată să reprezint și sper și dau cuvântul meu de onoare că o să fac tot ce îmi stă în putere să duc vocea asta la un nivel cât mai mare și să vă conving pe toți să aderați la o asociație sau să deveniți o voce, pentru că avem nevoie să ne promovăm, dacă putem spune așa, condiția asta medicală, patologia, pentru că dacă rămâi pasiv și nu te bagi în față și spui tare, nu te ascultă nimeni, pentru că de asta se întâmplă astfel de evenimente, oamenii
de autoritățile nu au de unde să viseze care sunt nevoile noastre, dacă noi rămânem pasivi acolo acasă și suntem nemulțumiți în fața televizorului că statul nu ne dă, că statul nu ne face. Așa că ieșiți din zona de confort, luați inițiative, fiți voi liderii pe care nu i-ați avut până acum și sigur lucrurile se vor mișca în direcția poate bună. Da. Sunt extrem de fericită cu prima zi de masterclass. E o oportunitate foarte frumoasă, un dialog deschis în care, zic eu, vom avea de învățat cu toții și nu folosesc limbaj de lemn. Chiar am învățat multe și sunt convinsă. Cel puțin președinta CNAS a plecat de la întâlnire cu o listă imensă de puncte și a notat tot de la fiecare asociație. Ne-a notat fiecare dorință, adică, da, eu sunt încântată cu această primă zi. Ce să mai zic, că am dormit 3 ore și că sunt moartă de somn, e partea a doua, am energie să fac treaba asta. Vă arăt așa camera, pentru că n-am apucat să o filmez, la fel, am venit, mi-am lăsat bagajul și am plecat direct la eveniment. Abia acum am intrat pentru prima dată în cameră, nu am intrat la prânz, mi-am lăsat bagajul. Dar abia acum am ajuns să despachetez și așa, vă arăt camera, nu este nimic deosebit la ea, dar e bine. Facem un room tour foarte rapid, nu e nimic excepțional la această cameră de hotel, dar da. Și cam asta e. Mică. Are o oglindă în baie foarte mare, ceea ce e wow! Da, oglinda este foarte mare. Da, gata. Duș, culcare, mâine dimineață avem conferință de presă și o nouă zi de la capăt. Pa! Neața! A doua zi de masterclass, începem cu noi forțe. Astăzi o să fie o zi lungă. Dar trebuie să facem tot ce știm mai bine, să profităm de pe urma ei. Despre programele curative și despre contractele cost-volum. Dumnealor, dețin toate informațiile tehnice, non-tehnice, de care aveți dumneavoastră, dar să vedem mai... În baza Ordinului 1328 din 2018, știm că s-au alocat niște fonduri pentru 500 de sisteme de monitorizare a glicemiei și pompe de insulină. Trebuie să vă spun cu regret aceste sisteme n-au ajuns în luna martie, suntem la sfârșitul lunii martie, n-au ajuns la pacienți. Pacienții întreabă, nimeni nu le dă răspuns. Întrebarea noastră este, cum putem să verificăm, cum aflăm, în ce status sunt, pentru că doamna ministru a promis că cele 500 de sisteme promise în anul 2018 vor ajunge, n-au ajuns, atunci cum să avem certitudinea că acest program este viabil, are continuitate și copiii noștri vor beneficia de aceste sisteme. Sunt foarte puține centre care au început montarea acestor sisteme de monitorizare a glicemiei și părinții s-au înscris și nu primim răspuns. Centrele ne răspund foarte sec, nu mai sunați, o să fiți anunțați. Viața copiilor noștri se numără în zile, secunde, doze de insulină, picătură de sânge. Dacă tot există banii, atunci vă rugăm să ne ajutați, să se mobilizeze toată lumea implicată în această poveste, astfel încât banii, dacă există, așa cum s-a spus, să se transforme în realitate. Mulțumesc! Mulțumim de întrebare și o să notăm ceea ce ne-ați adus dumneavoastră la cunoștință.
Așa cum știți, anul trecut au fost alocate sume. Sumele se alocă de către Casa Națională, urmarea solicitărilor de la casele județene, care au centrele metodologice. Știți că există o metodologie prin care se pot obține sume și care este modalitatea prin care se montează acestea. Deci, deocamdată, doar prin centrele metodologice, sumele au fost alocate. Mai departe, achiziția depinde de unitatea sanitară respectivă. Înțeleg, dumneavoastră îmi spuneți că anul trecut nu s-a derulat procesul de achiziție, da, la unitatea sanitară, deci sumele nu au fost consumate. Asta îmi spuneți. Răspunsul este că nu s-a alocat bani. Adică vrem să știm circuitul, oarecum sumele se alocă la solicitarea caselor, da, de sănătate, care sunt în contract cu furnizorii. Da? Și aceste pompe, pentru ele există o metodologie, aceste pompe se montează în centrele metodologice. Așa. Și atunci? Și atunci nu ajung la pacienți. Unde se întrerupe firul? Dacă este vorba de achiziție a unității sanitare, înseamnă că ne vom interesa să vedem ce se întâmplă cu procesul de achiziție, dacă este blocat, de ce s-a blocat. Pentru că fondurile au fost alocate. Știți bine că au fost alocate și anul acesta de asemenea. Chiar sunt fonduri acoperitoare. Deci, am înțeles. O întrebare am legată de hemoglobina glicozilată, care este într-adevăr decontată prin Programul Național de Diabet, însă în fiecare an fondurile se întorc la casă pentru că nu sunt folosite. Din ce am înțeles noi, ca și răspuns, a fost că nu există o înțelegere între laboratoare și Casa de Asigurări de Sănătate cu privire la suma decontată pe hemoglobina glicată. Motiv pentru care sumele nu sunt folosite și se întorc. Așa încât pentru noi este foarte greu să putem să trimitem pacienții să facă, să-și facă hemoglobina glicată sau de multe ori nu ajung să-și facă ori fonduri nelimitate, ori laboratoarele nu le fac. Asta e întrebarea 1, vă rog. Fondurile sunt, tariful este fix la hemoglobina glicozilată, este de 20 de lei. Și medicii de familie pot trimite pacienții ca să-și facă această analiză de maxim 2 ori pe an, dar nu voie să... Ei pot face mai mult, dar casa nu poate să deconteze decât 2 analize pe an la pacienți. Iar neînțelegerea dintre Casa de Asigurări și furnizorii de paraclinic, o să avem în vedere lucrul ăsta, ne informăm și o să vă comunicăm. De multe ori chiar și din partea casei am primit acest răspuns cu privire la imposibilitatea de a ajunge la un compromis cu suma hemoglobinei glicate. Pe noi, bineînțeles, nu ne interesează care sunt negocierile care se fac în spate. Asta este, bineînțeles, problema dumneavoastră și știți cum să o gestionați. Problema noastră este că persoanele cu diabet nu ajung să-și facă hemoglobina glicată așa cum ar trebui. După aceea mai am o întrebare legată de numărul de teste de automonitorizare a glicemiei și aici mă refer în deosebit la cei cu diabetul de tip 2. Cei care sunt insulinotratați au 100 de teste la 3 luni, ceea ce este bine, nu este suficient, dar este ceva. Însă este foarte greu atunci când persoanele cu tipul 2 de diabet au multiple prize de insulină și totuși au un test pe zi și știm foarte bine faptul că riscul de apariție a complicațiilor în cazul diabetului de tip 2 este net mai rapid față de tipul 1 de diabet, unde avem posibilitatea de management și avem și programele, programul care este prietenos și va fi probabil, sperăm, din ce în ce mai prietenos, cu cei de tipul 1 de diabet. Cei care au ADO, antidiabetice orale, din păcate nu au nici măcar un test pe zi. Și atunci am vrea măcar 50-100 de teste pe an să primească și ei, pentru că este extraordinar de important. Educația este pilonul principal până la urmă. Ori dacă nu avem automonitorizare, este foarte greu. Okay? Încă o întrebare legată de educație. Educația în diabet. Acum, știu că asta nu ține de dumneavoastră, ci probabil ține de, în principiu, de Ministerul Muncii, care să aprobe profesia de educator. Nu știu dacă aveți
mai multe informații decât avem noi. Noi nu avem informații legate de status. Bun, și o ultimă întrebare, probabil naivă, care deja trece puțin de, de domeniul diabetului. Am auzit ieri și astăzi nevoia extraordinar de mare a serviciilor psihologice în cazul patologiilor cronice. Și atunci întrebarea mea este, nu se poate face un contract între COPSI, Colegiul Psihologilor din România, și CNAS, în așa fel încât psihologii să poată să facă, să le fie decontate serviciile psihologice pe boli cronice? Întreb. Nu se poate, pentru că legea 95 ne permite să contractăm și să decontăm numai servicii medicale. Serviciile acordate de psihologi, kinetoterapeuți sunt niște servicii conexe, deci noi nu putem contracta direct cu psihologii sau kinetoterapeuții. Și atunci de aceea nu se pot încheia contractele. Am înțeles. Bun. De ce v-am făcut această introducere? Pentru că, dincolo de orice, după ce am petrecut 13 ani în presă, am înțeles câteva lucruri. Când am venit aici, am înțeles alte câteva lucruri. Apoi, când am venit aici și am descoperit câțiva oameni, cum sunt cei din sală, mi s-au mai îmbogățit puțin cunoștințele și acum îmi place să cred că am o imagine de ansamblu un pic mai mare. Și revin la ce spunea Roxana, și anume comunicarea. Eu cred că sunt câteva probleme destul de mari care ne scapă tuturor. Avem un om acum care în momentul de față filmează, probabil că mai târziu o să facă un montaj, îl pune pe YouTube și face cu totul altceva vis-a-vis de chestiunea asta, care va ajuta foarte tare. De ce vă spun asta? Aveți idee în momentul de față câți oameni stau pe Facebook în România? Mulți! 10 milioane. Asta este răspunsul. Gândiți-vă care este populația din România. Gândiți-vă că sunt 10 milioane pe Facebook. Gândiți-vă că sunt peste 50% din români care au încă WC-ul în fundul curții. Și toate lucrurile pe care le discutăm noi aici ajung negru sub unghie la ei. Mare parte din oamenii care sunt aici, dacă că n-am de unde să știu că nu v-am văzut buletinul, stați fără niciun fel de problemă într-un oraș. Iar orașul oferă niște posibilități. Alea care sunt. Dar dacă vă mișcați un pic mai încolo și ieșiți la 20 de kilometri față de orașul în care locuiți și intrați într-un sat, acolo o să fie o problemă care nu e rezolvată și nu va fi rezolvată de nimeni. Pentru că omul ăla care stă în fundul curții și iese de acolo din când în când, nu o să se ducă niciodată foarte repede la medicul de familie. Nu! El se va duce la cel mai tânăr reprezentant al familiei, care are un smartphone, pentru că ce să vezi, și este conectat la Facebook și va căuta acolo informații. E atât de simplu. Doctorul Google funcționează mult mai bine decât oamenii ăștia de aici sau decât voi, îmi permit să vă tutuiesc, care aveți asociații și posibilități de a informa. Problema dumneavoastră cu scaunul, că trece, că nu știu ce, că alea, este foarte nasoală. O recunosc. Dar gândiți-vă că sunt mame care nu au unde să-și plimbe în cărucior copilul pe marginea drumului într-un sat. Că nu există trotuar. Și sunt multe. Și aș putea să vă povestesc N chestii pe care le-am câștigat din punct de vedere al experienței în cei 13 ani în TV. Ca să mă apropii de concluzie, că n-are rost să vă țin mai mult de atât, pentru că mi se și foarte foame, vă spun așa. În momentul în care o să înțelegem cu toții că ceea ce punem noi pe site și modul la care noi suntem dispuși să răspundem la mail-urile care vin de la voi, e un prim pas de rezolvare. 1. 2. În momentul în care voi veți înțelege cum funcționează oamenii ăștia de aici, anume că, de exemplu, se pleacă la 1 noaptea că se face bugetul și o să spuneți, normal că trebuie buget, da, dar tot mecanismul din spate, momentul la care ajung banii, cum se chinuie să împartă tot felul de lucruri și momentul în care eu la etajul 6 aud niște țipete de la etajul 3 pentru că nu s-a reușit un contract să fie rezolvat, la momentul la care el trebuia să fie rezolvat, asta nu se știe nimeni din sală. Că n-are cum. Dar eu aud chestia asta. 3 etaje, un țipă al unei femei. Nu dau nume și n-arăt unde anume se întâmplă chestia asta. Dar se întâmplă. Problema cea mai mare, încă o dată le vin și spun, e legată de comunicare. Foarte mulți din sală nu înțeleg ce se întâmplă în instituția asta, pentru că ce să vezi? Sunt niște pereți, e o instituție distantă. Pe de altă parte, înțeleg că toată lumea care este în sală și dincolo de dumneavoastră, toți cei pe care îi reprezentați și toate asociațiile care nu sunt aici,
care vor un singur lucru. Vor să le fie rezolvate problemele. Normal și firesc. Problema rezidă într-un singur loc. Nu pot fi rezolvate toate problemele. N-au cum. Oamenii ăștia au niște bani la dispoziție și ei se chinuie foarte tare să îi împartă. N-au cum. Și mai e nevoie de un spital care vine și spune vreau bani, mai e nevoie de un de o boală rare care vine vreau bani, mai e nevoie de oncologie care, păi da, da, uite, lui îi dai și mie de ce nu-mi dai. Am cele 500 de dispozitive promise, la mine n-a ajuns niciunul și îmi place că le-am văzut în poză, dar vreau să le am. Exemple sunt N. În momentul în care vom învăța să fim un pic mai înțelegători unii cu alții, e a doua chestiune. Și a treia, de aici nu știu în ce măsură lipsește sau nu un medic de familie. Medicii de familie reprezintă un iad al dracului de important. De cele mai multe ori, și cu asta chiar închei, vă spun așa. Am avut parte de un eveniment în care medicul care era lângă mine, stătea așa, s-a așezat. Vali, mă înjur că stau cu spate la tine? Nu mă înjuri. S-a pus așa lângă mine și încerc. Ai idee ce se întâmplă cu pacientul care vine la mine? Zic, nu, n-am nicio idee. Deși revin și spun, mă ridic ca să fie mai ușor să filmez. Mulțumesc. Mi-a spus în felul următor, zice, a venit un tată cu un copil de 2 ani și mi-a spus, copilul meu are insuficiență la gluten. De unde știi? Am citit pe Google. E sigur? Da. Și nu este singura problemă pe care o are. Păi da, dar eu îți spun ca medic specialist de 25 de ani făcând chestia asta că nu se întâmplă asta cu copilul tău. Nu, nu. N-ai dreptate. Așa că eu vreau trimiterea la aia. Pentru că tu nu știi, Google-ul știe mai bine. Eu nu dau vina pe medicul de familie și nici n-am de ce să dau vina pe medicul de familie. Dar el lucrează în mod direct cu niște oameni care vin cu niște chestii setate și pe care nu le scoți. Pentru că foarte multe lucruri s-au întâmplat rău din momentul în care cineva a fost băgat într-un tomberon de altcineva la ore de maximă audiență și din momentul ăla televiziunea s-a dus în cap. Și sursa de informare care reprezenta acel canal de informare nu mai reprezintă ceea ce trebuie să reprezinte. Cineva m-a întrebat și se pare că concluzia mea se lungește. Mă mai suportați puțin? Mulțumesc! Cineva m-a întrebat la un moment dat cum pot să-mi vând eu subiectul, cum pot să-mi vând eu. În momentul de față, din păcate, vinde doar suferința. Ceea ce foarte puțină lume din sală înțelege și din spatele asociațiilor de pacienți înțelege, e următorul lucru, că nu doar suferința vinde. În momentul în care cineva de la o asociație vine și spune eu sunt în scaunul rulant de 5 ani, dar joc basket, croșetez, am 50 de copii, mă dau cu barca, înțelegeți ce vreau să zic? E nevoie și de realizări, nu doar de plânsete. Pentru că la un moment dat, toată chestiunea asta care înseamnă vreau pentru că sufăr, nu va mai fi de ajuns. Trebuie să fac și invers. Asta ține de educație. Cu siguranță, da. Educația, în mare parte, a fost făcut așa de presă. Îmi pare rău. Cu siguranță, da. Nu vă contrazic. Eu am încercat, nu știu dacă știți sau nu, cel mai bun prieten al meu, sau unul dintre cei mai buni prieteni al meu, ca să nu exagerez, e George Baltă, care este un ruibist, în scaunul rulant de vreo 12 ani, el se consideră în continuare ruibist, dar ies cu el la alergat, la diverse concursuri, se duce, este speaker motivațional pentru oamenii care sunt în scaunul rulant și el nu s-a lăsat. Și el iese în față nu pentru că este în scaunul rulant, ci pentru că el reprezintă o modalitate de a arăta și altora că e altceva. Poate. Da. Problema este că ar trebui să găsiți niște mici speranțe în fiecare din lucrurile pe care le manageriați ca să arătați că se poate și altceva. Ce faci în fiecare zi ca să duci până la capăt lupta? Întâi de toate duc lupta cu mine, din interior până la spate. Îmi țin moralul foarte ridicat și mă autoalimentez cu energie și mă autoalimentez și cu insulină. Văd că ai un aparat. Exact. Acesta este un dispozitiv medical care este inserat non-stop în piele prin acest cateter, așa se cheamă, și practic bomba aceasta livrează în mod constant cantitate de insulină de care eu am nevoie ca să trăiesc. Nu mă vinde, doar mă ține viață. Și știind diagnosticul unei boli cronice, de asta e important să lucrez la pozitivismul ăsta pe care încerc să fac mai contagios și pe care îl împrăștie în online
Și vorbesc lumii deschis atât despre medicamentele și ce iau eu ca să țin boala sub control, cât și partea de cum mă simt ca pacient. Încerc să mut accentul de pe ce este diabetul, pe cum se simte diabetul. S-a fost greu la început să te obișnuiești cu acest aparat care văd că îl porți în permanență cu tine? Să știi că a fost o singură zi în care mi-am dat voie să a fost un impas emoțional destul de mare pentru că văzându-mă conectată de acest aparat în mod continuu, mi-am dat seama că nu mă vindec niciodată. Și realizând acest lucru, îmi dai seama că nu am putut să fiu veselă. Dar a doua zi am luat-o de la capăt, m-am filmat, i-am zis comunității mele dulci cum se simte și i-am învățat cum să folosească pentru că medical este extraordinar. Mulțumesc mult de tot! Iată, ne ajungi la finalul masterclass-ului. Am simțit nevoia să iau așa la cald impresiile în urma acestui eveniment la care am luat parte. Tocmai s-a încheiat conferința de presă. E prima conferință la care nu că iau parte, dar iau și cuvântul. Și a fost interesant, a fost plin de emoții datorită emoțiilor. Nu doar că au crescut glicemiile foarte tare, dar am și uitat să filmez momentul meu. Dar nu este nicio problemă. Cred că v-am plictisit oricum de vorbit în public. Ideea este foarte simplă, că în urma acestui eveniment sunt foarte optimistă și foarte pozitivă, pentru că eu l-am perceput ca pe un dialog real între instituțiile statului, în acest caz Casa de Asigurări și pacienți, respectiv asociații. Bun, prin urmare mai am de stat în seara asta, încă este zi afară, așa că vreau să plec, să mă plimb și eu să profit un pic de București, să mănânc ceva pentru că mi-e foame și da, mai filmez din centru vechi, probabil acolo am să mă duc să mănânc și da. Mă bucur că pot să fiu voce și faptul că îmi dați mesaje că vă reprezint. Pentru mine înseamnă cea mai mare bucurie și satisfacție, pentru că o fac cu toată dragostea și îmi place de nu mai pot să am un cuvânt de spus și să fac, sper eu, diferența și nu mă voi opri din a-mi urma visul. Mulțumesc că ai stat cu mine până la final, că îmi urmărești demersul și că îmi susții activitatea prin încurajările astea frumoase pe care le primez zilnic și nu pot decât să mă înclin și să vă mulțumesc sincer.